Femeia diagnosticată în luna februarie a acestui an cu gripa porcină a suferit astăzi, 26 februarie 2013, două intervenții chirurgicale. În urma operației de cezariană, bebelușul pe care îl purta de 27 de săptămâni în pântec nu a supraviețuit. Ca și cum nu ar fi fost suficient, medicii au trebuit să înlocuiască și plămânul artificial din cauza unor complicații. În privința bebelușului, medicii susțin că oricum șansele de supraviețuire ale acestuia erau foarte mici datorită antibioticelor și iradierilor la care a fost supusă femeia în vârstă de 31 de ani. Momentan, femeia este internată la secția de anestezie și terapie intensivă a Spitalului Clinic Județean de Urgențe din Timișoara, unde este supravegheată permanent. Medicii susțin că starea femeii este stabilă momentan, însă se eschivează în a se pronunța în privința evoluției recuperării sale.